Conform legii, pot primi ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană familiile și persoanele singure beneficiare de venit minim garantat, familiile beneficiare de alocație complementară, șomerii cu o indemnizație de până la 450 de lei, pensionarii cu pensie sub 450 de lei, beneficiarii indemnizației sociale pentru pensionari, al căror venit se află sub 450 de lei pe lună, persoanele cu handicap grav, adulți și copii, persoanele beneficiare ale prevederilor legilor speciale. Toate aceste persoane sunt așteptate la Direcția de Asistență Socială a Primăriei. S-au distribuit un număr de 8.294 de cutii cu alimente din totalul de 15.254 de cutii corespunzătoare, unui număr de 4.147 beneficiari. Deci 2.433 de persoane din municipiul Suceava care erau pe aceste liste nu s-au prezentat să ridice aceste alimente și fac un apel aici să se prezinte aceste persoane. E vorba despre acele cutii consistente, cu făină, mălai, paste, uleiuri, zahăr, conserve de carne, pateu, orez, conserve cu paste, tomate și fasole, boabe. O cutie conține aceste lucruri, le-am spus eu, și fiecare persoană primește câte două astfel de cutii. Condițiile s-au tot spus, sunt acele liste primite. Cei care nu sunt pe aceste liste și cred că pot beneficia să se adreseze Direcția de Asistență Socială din Burdujeni, pentru că se pot înscrie suplimentar pe aceste liste dacă se încadrează în criterii. Pachetele de alimente pot fi ridicate de la clădirea fostului magazin Bila din cartierul Burdujeni.